micul dejun al campionilor. Un avocado? Îți trebuie un avocado copt. Ca să verifici dacă e copt, nu apeși aici. Apeși aici. Dacă e moale, e copt. Dacă nu e moale, nu e copt. Iei un cuțit și tai de aici din vârf. Uite așa. Pac, 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 pac. Răsucești, pac. Uite-le-a! E același cuțit și faci așa. Pac. Răsucești, pac. Iei o lingură și faci așa. Iei o furculiță și începi să pasezi. Uite așa. Iei puțină zeamă de lămâie și pui peste avocado, ca să nu se negrească cât mai pregătim noi celelalte. Iei o tigaie din clasa și o pui la încins. Iei o felie de pâine și pui niște ulei de măsline peste ea. Și o pui în tigaie. Și pui și pe partea asta. Pui niște sare și niște piper. Bineînțeles că tu poți să pui în toaster, în prăjitorul de pâine, știi ce zic? Dar nu iese la fel. O încanată. Și acum, dragilor, o să începem să construim. Luăm bucățică de avocado. Puțin de tabasco sos. Niște piper. Niște somon afumat. Niște rucola dintre asta. Rucola și cu somon afumat, cu afumătură în general, prietenie maximă. Avem și o leacă de ouz dintre asta așa. Mai punem niște piper. Punem și puțină sare. Facem poză să ne lăudăm pe Facebook. Mamă, după treaba asta m-a dus să alerg la maraton.